acolo Venezianul ca să... Mi s-a părut foarte interesantă stați acolo, domnule. Poezia, domnule. Stai că nu stau. Domnului Octav Buscur, pentru că al înțelege exact în contextul în care apare, mi s-a pare că există o mutație de receptare. După câte știu, foarte puțin e adevărat, în Turcia domnia sa trece drept un poet oarecum inovativ, oarecum avantgardist, în dimensiunile și în contextualizările actuale ale poeziei turcești. În România, receptarea noastră este, în care avem exemplu unei poezia avantgardista noastră este cea mai veche din Europa și care împlinește în curând 100 de ani de receptare, de extensiune metodică în structura poeziei, la noi el apare aproape ca un tradiționalist, ca un neotradiționalist și poemele sale, prin această mutație, dovedesc o mobilitate dinamică, semnificantă și în același timp de acreditare la un cât mai vast, o vastă tipologie de receptări, de receptori. Sigur, la primul aspect, poezia sa are câteva teme tradiționale, spațiul sufletesc, dimensiunea de exprimare, sufletul, mama, orașul pe care îl iubesc, dar discursul său este totuși unul de un discurs imagistic și metaforizant de tip modernist. Aceste, cum să zic eu, aparente contradicții de receptare nu fac decât să ne dea o idee despre complexitatea poeziei, despre modul foarte profund de a percepe lumea a unui poet care, iarăși, zicind foarte puțin, îmi dau seama că a debutat foarte târziu, că Argezii al nostru, adică după vârsta de 40 de ani, deci a venit exact ca un poet format, nu putem să vedem o traiectorie, o acumulare conceptuală și o evoluție, să spunem, lirică. Poezia sa este foarte plăcută, seamănă cu poezia noastră, cum vă spuneam, primul nostru avantgardist, cu Voronca, Sasha Pan, Barbu Cundoianu și ceilalți, pe care știți că și Călinescu îi trece în istoria, celebra istoria la literaturii, la tradiționalism. De ei sunt avantgardiști declarați, și Fundoianu, și Voronca, și afară de Sasha Pan. Ceilalți toți sunt trecuți la tradiționalism, deși ei sunt declarat și mă recunoscut ca poeți ai avantgardii. Observ că această mutare de semnificație și de tipologie a structurii poetice se poate petrece și pe alte teritorii și nu într-un alt cadru lingvistic. Limba, de asemenea, îmi dau seama, dar nu pot deloc să înțeleg ce rol are folclorul, această poezie, cum să zic, populară asupra creației sale. Acest lucru eu nu pot să mă dau cu părerea asupra lui, dar în orice caz este un spirit, cum să zic, permeabil la mișcarea modernă a poeziei europene. În acest sens, domnia sa este un poet european. Mulțumesc foarte mult, domnul Goci.